Primăria și Consiliul Local Șcheia au organizat duminică o nouă ediție a evenimentului Nunta de Aur, în cadrul căruia au fost premiate 13 cupluri din această comună, care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Ziua de sărbătoare pentru cuplurile aniversate a început la biserica din satul Mihoveni, acolo unde preoții de la toate parohiile din comună au oficiat o frumoasă slujbă de mulțumire. Alături de cuplurile de aur care au putut să fie prezente la acest eveniment, unele dintre ele, neputând ajunge din cauza condițiilor de sănătate și a vârstei înaintate, au fost prezenți primarul comunei Șcheia, Cristin Elburac, numeroși membri ai Consiliului Local și angajații primăriei. De asemenea, la bucuria cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, au fost prezente și familiile acestora. La finalul slujbei, Cristin Elburac le-a transmis că acest eveniment este unul special pentru comuna. Cristin Elburac a precizat că este momentul în care întreaga comunitate poate să-și exprime recunoștința și respectul față de aceste familii, care reprezintă un model pentru concetățenii lor. După slujba de mulțumire, Cristin Elburac i-a invitat pe sărbătoriți să continue petrecerea alături de familii și invitații acestora la un restaurant din comuna Șcheia. Aici, Cristin Elburac le-a oferit în numele primăriei și al Consiliului Local câte un premiu de 500 de lei, o sticlă de șampanie, un trandafir și o diplomă aniversară.